Consiliul Județean, Prefectura Municipiului Botoșani și nu în ultimul rând aș vrea să mulțumesc celor colegilor de la UrbanServ care s-au implicat pentru a ne sprijini în a organiza acest eveniment. Astăzi, 10 octombrie, sărbătorim Ziua Națională a Produselor Agroalimentare Românești. Aici promovăm toate produsele agroalimentare din județul Botoșani, produse autentice de la producători agroalimentari din județul nostru. După cum ați văzut, avem legumicultori din tot județul Botoșani, în special din principalele bazine legumicole, dar nu numai. Avem producători de produse tradiționale, consacrate la nivel național și chiar avem și un produs care este consacrat și la nivel european, va primi certificarea în cel mai scurt timp. Producători de apicoli, produse apicole. Avem producători din zona Frumușica, viță de vie și subproduse din viță de vie și uleiuri de lavandă, arbuști și pomi fructiferi și, nu ultimul rând, cei cu artizanatul care dau o culoare acestui eveniment. Sper că n-am uitat pe nimeni. În primul rând vreau să mulțumesc tuturor expozanților, știu că este un efort pentru fiecare. Personal vreau să le mulțumesc celor care au răspuns pozitiv și cred eu că este un eveniment de succes în această primă ediție, care ne dorim să aibă o continuitate peste ani. Aș da cuvântul colegilor mei. Bine v-am găsit! Salut prezența tuturor producătorilor și a celorlalți. Vă mulțumesc pentru invitație și sper din tot sufletul ca acest eveniment să aibă succes și să promovăm produsele românești. Mulțumesc! Și eu mai întâi aș vrea să-l invit și pe domnul Boze alături de noi aici, pentru că dumneavoastră este cel care permanent este în contact cu comercianții. Și cred că dânsul, alături de cele patru instituții care pentru prima oară când anul acesta împreună organizează acest eveniment și pe care eu cel puțin personal mi-l doresc ca de la an la an să-l dezvoltăm, încât pentru că chiar discutam cu persoane care au venit astăzi la piață și ar fi dorit mai des să se întâmple acest lucru. Felicit organizatorii, dar felicit în mod deosebit comercianții care au transmis un semnal astăzi că sunt alături de noi și vor să vândă produse sănătoase. Mulțumesc! Mulțumesc pentru invitație, felicitări, domn director. Varietatea de produse demonstrează că acest eveniment este unul de succes. Nu este chiar la prima ediție, în trecut am mai avut la Botoșani o zi a recoltei, care la fel s-a bucurat de un real succes. Am fost plăcut încântat să văd producători de tomate, ceea ce demonstrează că programul guvernamental pentru acești producători este unul de succes. Faptul că îi vedem astăzi în piața mare din Botoșani dovedește acest lucru. Îmi doresc ca pe viitor să sprijinim acest eveniment, să avem cât mai multe ediții, cu o varietate la fel de mare de produse și cu prețuri accesibile. Mulțumesc pentru invitație și felicitări! De succes! 65 de producători înscriși în acest program au beneficiat și vor beneficia de un sprijin financiar de 3.000 de euro și cu siguranță 2018 vor fi mulți mai mulți care vor accesa această formă de sprijin. Vom sprijini orice inițiativă a producătorilor agricoli din județul Botoșani. Suntem alături de ei și cu siguranță, de fapt, asta este și rolul nostru, de a veni în sprijinul producătorilor. Dați-mi voie să înmânez câte o diplomă de participare la acest eveniment pentru cei care au răspuns pozitiv la acest eveniment. Aș nominaliza și câte un reprezentant de la fiecare societate, producător individual, dacă ar putea să vină să își ridice această diplomă. Pentru General Suhardo, SRL. Azi crește lângă fântână un cireș sătit de mine și aștept să-l înfloarească de mărințe amintească.
de peste gardă. La vecine peste gardă, o viață v-ați îndărgată.